Peste 550 de persoane din județul Hunedoara au reușit să-și găsească un loc de muncă pe parcursul lunii decembrie cu ajutorul Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă. Din totalul acestora, majoritatea au peste 45 de ani, fiind vorba de 336 de persoane. Alte 112 persoane care și-au găsit loc de muncă au sub 25 de ani. În baza de date a AGOFM Hunedoara s-au înscris în luna decembrie ca persoane în căutare de loc de muncă, 179 de tineri nit cu vârsta între 16 și 29 de ani din punct de vedere al nivelului de pregătire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncă, cele mai multe persoane au studii liceale, 221, urmate de cele fără studii sau cu studii primare și gimnaziale, 162. Pentru integrarea pe piața muncii, persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă înregistrate în bazele de date ale Agenției teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, în a cărei raza au domiciliu sau reședința, beneficiază de pachete personalizate de măsuri active. Astfel, în cursul lunii decembrie 2022, numărul persoanelor care au beneficiat de asistență în vederea asigurării protecției sociale privind acordarea indemnizației de șomaj sau cuprinderea măsuri active a fost de 805 persoane.